suma pe care o va da Consiliul Local Municipal de 300.000 de lei, se va ajunge la un buget total de 16,8 milioane lei, adică 3,4 milioane euro aproximativ. Totodată vedem că după 4 etape, antrenorul, respectiv domnul Costică Bucești, a fost îndepărtat de la conducerea echipei, după 4 etape. Dorim să știm dacă au fost achitate niște sume către dumnealui, ținând cont că și-a încheiat mandatul înainte de termen, și dacă au fost achitate, care sunt aceste sume. Știm foarte bine că în trecut a mai fost o situație de genul ăsta în anul 2008, prin care domnul Eugen Bașturi a fost îndepărtat, a mers în instanță și și-a câștigat drepturile Bănești, în sumă totală de 277.326,32 lei. Dorim să știm dacă se va întâmpla acest lucru și cu domnul Buceschi, de unde vor fi achitați acești bani, tot din bugetul brăilenilor. Totodată, văd că în proiectul de hotărâre scrie negru pe alb că au fost semnate contracte de activitate sportivă cu sportive de valoare, componente ale loturilor naționale de handbal din România și alte țări, motiv pentru care salariile sportivilor transferate au fost mai mari decât s-a previzionat la momentul conceperii bugetului pe anul 2023. Pe ce bază au fost semnate aceste contracte? Ținând cont că a fost un buget deja votat și aprobat, iar banii au fost virați de către Consiliul Județean. Schimbăm regulile în timpul jocului? Totodată se invocă ordonanța de guvern numărul 16/2022 cu privire la mărirea CAS și CASS. În momentul în care a fost făcut bugetul, această ordonanță era în vigoare. Pentru ce trebuie acum să suplimentăm cu încă 10%, ținând cont că această ordonanță era în vigoare la momentul creierii bugetului? Totodată, în afară de, mă rog, nu există nicio jucătoare din Brăila, ținând cont de faptul că noi dăm atâția bani din bugetul brăilenilor. Pentru ce aducem jucători de la alte cluburi din țară pentru echipa de tineret și pentru care se plătesc grile de transfer și apoi cazare, masă și salarii? Se spune că prin înființarea acestei echipe de tineret au crescut costurile foarte mult. Totodată, nu este previzionat bugetul pentru deplasările pentru cupele europene. Ne vor cere bani în plus și atunci. Noi vrem performanță, dar nu cu orice cost. Spuneți-ne și noi de unde se vor plăti acești bani.